Cariera lui Mihăi Țăneșu a fost stopată subit pe 10 mai 2011 în timpul unui antrenament al echipei sale. După o ciocnire cu un coechipier, Neșu a căzut și a început să tremure pe gazon. Colegii credeau că glumește, dar el repeta: "Nu pot să mă ridic." A fost diagnosticat cu fractură de vertebră cervicală. Un doctor, la primul control în Olanda, s-a uitat pe dosarul meu și mi-a spus că nu înțelege cum de mai trăiesc. A spus că 99 din 100 mor în situația mea. Am rămas fără oxigen foarte mult timp. Așa povestea Bișonul, care, până în acea zi blestemată, adunase 8 selecții pentru echipa națională, 3 titluri de campion și o cupă a României cucerite cu Steaua. De atunci, Neșu trăiește într-un scaun cu rotile, dar este cât se poate de activ. Prin fundația pe care a înființat-o, construiește în Oradea complexul de recuperare Sfântul Nectarie pentru copiii cu dizabilități neuromotorii.